Guvernul Republicii Moldova, prin intermediul Biroului pentru Relații cu Diaspora, încurajează moldovenii din străinătate să creeze în orașele unde și-au reședința grupuri de susținere a parcursului european al țării și să organizeze evenimente culturale de promovare a acestor grupuri. De asemenea, pe 27 iunie, ziua în care Republica Moldova va semna acordul de asociere cu Uniunea Europeană, Diaspora este invitată să marcheze evenimentul organizând flashmob-uri. Apelul nou de proiecte în Diaspora este partea campaniei de promovare a integrării europene a Republicii Moldova, Europa acasă, lansată de prim-ministrul Iurie Leancă în cadrul primului forum online cu diaspora de pe 27 mai. Principalul instrument de comunicare al campaniei este site-ul www.europa-acasa.md.